Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Îi mulțumim Lui că și în dimineața aceasta, prin harul Lui și prin ajutorul Lui, putem să avem acest timp minunat de părtășie în casa Domnului și ceea ce e mai important pentru noi, că suntem încă în economia Lui Dumnezeu, în planul Lui de mântuire. Fie că venim regulat la casa Domnului, fie poate că am început să venim sau venim din când în când, îi mulțumim Domnului că suntem în planul Lui și El vrea să ne ducă în Împărăția Lui, slăvit să fie numele Domnului. De nu eram aici, dacă Dumnezeu nu ne-ar fi îndemnat să venim la casa Domnului, să știți că diavolul nu ne îndeamnă niciodată să venim la rugăciune, nu ne îndeamnă niciodată să venim la părtășie, nu ne îndeamnă niciodată să venim să ascultăm Cuvântul Domnului. Dacă suntem aici, e că Domnul a pus îndemn în inimile noastre, ca să căutăm fața Lui și mulțumim Lui că fața Lui o căutăm în dimineața aceasta, slăbit să fie numele Domnului. Și îmi doresc din toată inima ca șederea noastră în casa Lui să fie pentru mântuirea sufletului nostru. Am mai spus-o și o mai spun și acum, s-ar putea pentru unul dintre noi șederea noastră în casa Domnului să fie o simplă mărturie, o mărturie în ziua judecății, că am ascultat Cuvântul Domnului, am intrat în contact cu Cuvântul Dumnezeu, cu Evanghelia Dumnezeu, dar n-am răspuns Lui Dumnezeu și nu ne-am lăsat prelucrați de Cuvântul Domnului. De aceea îmi doresc ca toți să avem parte de mântuire. Amin. Suntem aici ca Dumnezeu să ne prelucreze. Și ne dorim din toată inima lucrul acesta. Fratele Gicu spunea, a rămas cam puțin timp pentru slujbă, pentru predică, dar eu vreau să vă reamintesc că până aici tot predica a fost, au fost atâtea cântări, s-a cântat așa de mult și atâta mesaj și poezii, încât aproape că fiecare dintre noi n-am fi capabil să spunem tot cât s-a spus până acum, e așa? Așa este. S-a spus foarte mult, au fost cântări foarte frumoase și toate acestea au avut menirea să ne apropie de Dumnezeu, să ne pregătească inimile ca Cuvântul care urmează să ajungă mai bine și mai repede și la locul potrivit în inimile noastre. E adevărat că e treaba noastră să desțelenim ogorul inimii noastre când venim la casa Domnului. Aceasta nu e treaba Lui Dumnezeu. Dacă noi venim cu îngrijorări, dacă noi venim cu inima bătătorită de atâtea probleme, Cuvântul Domnului s-ar putea să n-ajungă inima noastră. Dar cântările acestea au tocmai eminirea aceasta să spargă bulgările aceștia, să pregătească terenul inimii noastre ca atunci când Cuvântul Domnului vine să intre într-un pământ bun. În pilda semănătorului nu-i devine semănătorul și metoda lui cum seamănă, arunca sămânța. Nu-i devine sămânța, că acolo este Cuvântul lui Dumnezeu și El este viu și lucrător, slăvit să fie numele Domnului. E devine pământul, că n-a fost desțelenit. E treaba noastră să scoatem burienile, să scoatem ceea ce-i firesc și să ne pregătim inimile când venim înaintea Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Frați și surori, continuăm și într-o dimineața aceasta. Fratele Iosif, inspirat de Duhul Domnului, a găsit de bine să continuăm să vorbim despre Duhul Sfânt. Să vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt. De o bună bucată de vreme vorbim despre lucrurile acestea, despre aceste adevăruri sfinte din Sfintele Scripturi. Și am învățat despre, ni s-a spus aici despre Duhul Sfânt, că a fost promis că Domnul Iisus Hristos a trebuit să plece în cer la Tatăl și să ne trimită un mângâitor și l-a trimis în ziua rusalilor. El l-a trimis pe Duhul Sfânt ca să vină aici pe pământ între oameni la biserica Lui și El să locuiască în inimile noastre. Spunea Apostolul Pavel, nu știți că și trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, o parte din Dumnezeu, o arvună a hotărât Dumnezeu să locuiască în inimile noastre, slăvit să fie numele Domnului. Amin. S-a vorbit despre coborârea Duhului Sfânt la cinzecime, la rusare, când apostolii erau înalți împreună la oaltă și Duhul Sfânt s-a coborât și niște limbi ca de foc au fost văzute, că au fost împărțite peste cei ce erau acolo și ei au început să vorbească în alte limbi. Și s-a amintit aici că vorbirea în alte limbi este un semn distinctiv care i-a însoțit pe primii creștini și pe urmă, dacă s-a spus despre casa lui Corneliu, s-a spus despre ucenicii lui Ioan, s-a spus despre cei din Samaria, toți când au primit Duhul Sfânt, au început să vorbească în alte limbi și înțelegem prin aceasta că vorbirea în alte limbi este un semn distinctiv al botezului cu Duhul Sfânt. Amin? Chiar Domnul Iisus Hristos spunea în Marcu 16:16, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele Meu vor scoate dragi,
În numele meu vor vindeca, în numele meu vor cărca peste șef, vor bea ceva de moarte și în numele meu vor vorbi în alte limbi, slăvit să fie în numele Domnului. Este ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos și este ceea ce a spus și Apostolul Pavel și toți cei care au fost și au lucrat pentru Împărăția Lui Dumnezeu în Biserica Primară. S-a vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt, despre persoana Duhului Sfânt și despre lucrarea Duhului Sfânt și despre roada Duhului Sfânt. Și cred că fratele Petre a vorbit despre roada Duhului Sfânt, Galateni 5:22. N-a reușit să vorbească atunci despre toată roada Duhului Sfânt. Este o singură roadă. E bine să înțelegem lucrul acesta. O singură roadă cu mai multe aspecte. Pentru că Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, reprezintă aceasta sau ne arată aceasta printr-un tablou și anume căci Duhul Sfânt, credinciosul, este ca și un pom. Un pom fructifer. Un pom fructifer care, deci este asemănat cu un pom fructifer care trebuie să rodească. Și el rodește după nevoie. Dragoste, bucurie, pace și în toate aspectele roade Duhului Sfânt. Eu am acasă mai mulți pom fructifer și am un păr care este altoit. Și în el sunt 5 sau 7 feluri de pere. E adevărat că nu face deocamdată, dar e pus la umbră. Deci e vina mea că nu l-am pus unde trebuia. Dar în mod normal, acest păr ar trebui să rodească 7 feluri de pere. Și să știți că nici nu face mare efort ca să rodească. Nici nu este îngrijorat părul ăsta că într-o zi o să rodească prune sau mere. Nu. Nu e niciun efort. În el curge o sevă, curge o viață, și această viață și această sevă va face să rodească aceste 7 feluri de pere sau 5 câte sunt acolo. Așa este și viața credinciosului, spune Apostolul Pavel. Nu trebuie să-i fie teamă că rodește altceva. Atâta vreme cât este în Hristos și este călăuzit de Duhul Domnului. El va rodi. Atunci când este nevoie de dragoste mai multă, el va rodi mai multă dragoste. Când este nevoie de mai multă îndelungă răbdare, Duhul Domnului, Duhul lui Hristos care este în el, va rodi răbdare și va rodi îndelungă răbdare și va rodi credincioșie și facere de bine și toate aspectele roadei Duhului Sfânt le va rodi pentru că este Duhul lui Hristos care lucrează în credincios, slăvit să fie numele Domnului. Și ne dorim din toată inima să avem roada Duhului Sfânt. Așa ne îndeamnă Apostolul Pavel, umblați, călăuziți de Duhul Domnului. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Ne întoarcem la cartea care a fost citită astăzi, Romani. Apostolul Pavel spune și le spune celor din Romani în capitolul 1, versetul 16 și 17, spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, deoarece ea este puterea lui Dumnezeu de mântuire a fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Și deoarece în ea este descoperită o neprihănire care se capătă prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi cu credință, slăvit să fie numele Domnului. Apostolul Pavel le spune romanilor că creștinul va descoperi în această Evanghelie o neprihănire care se capătă prin credință. Nu prin eforturi omenești. Prin credință, slăvit să fie numele Domnului. Lucrul acesta l-a făcut Domnul Iisus Hristos prin jertfa Lui. Noi avem parte de mântuire și de neprihănirea care se capătă prin El. N-a fost efortul nostru a niciunea dintre noi. El a murit pentru noi. El și-a dat viața pentru noi. Și noi avem neprihănirea și mântuirea și iertarea prin jertfa Lui. Slăvit să fie numele Domnului. Toate aceste adevăruri dumnezeiești, noi le avem prin credință. Și Domnul să ne ajute să le pricepem și să le punem în inima noastră pentru totdeauna. Amin. Sigur că am spus că tema este lucrarea Duhului Sfânt, este Duhul Sfânt, este persoana Duhului Sfânt. Însă, ceea ce urmează în capitolul 8 din Romani este o urmare firească, naturală, a ceea ce s-a întâmplat în viața unui credincios în Roman 6, în Roman 7 și apoi urmează Roman 8. Și aș vrea repede să vă reamintesc ce s-a întâmplat în Roman, capitolul 6. N-am să citesc tot capitolul, am să vă citesc câteva versete. Unul din versete spune așa, versetul 3. Nu știți că toți câți ați fost botezați în Iisus Hristos, ați fost botezați în moartea Lui? Ce vrea să spună aceasta? Vrea să ne spună că noi toți am fost puși în Hristos și ce s-a întâmplat cu Hristos, s-a întâmplat și cu noi. Dacă Hristos a murit, a murit și noi.
Și noi am murit împreună cu Domnul Iisus Hristos față de păcat, slăvit să fie numele Domnului. Apostolul Pavel completează și îmi spune în Galateni, capitolul 2 cu 27, spune: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine, slăvit să fie numele Domnului. Deci să ne fie foarte clar, ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos s-a întâmplat și cu noi, pentru că Dumnezeu ne-a inclus în moartea Lui. Deci suntem morți de față de păcat, spune acest verset. Apoi un alt verset spune, știm bine, versetul 6, că omul nostru cel vechi a fost răstignit, ceea ce spunea mai înainte, împreună cu Domnul Hristos, împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim rob ai păcatului. Aici Apostolul Pavel aduce un alt tablou și spune rob al păcatului, adică cine noi oamenii suntem rob ai păcatului. Păcatul este stăpânul și noi suntem sclavi. Și atâta vreme cât un stăpân de sclav trăiește și sclavul trăiește, el are o putere, o putere de moarte și de viață asupra sclavului. Și Apostolul Pavel ne spune că noi am fost robi ai păcatului. Noi n-am putut să facem ce vrem. Noi am făcut ceea ce stăpânul nostru ne-a cerut să facem, ce a vrut el să facem. Și păcatul ne-a făcut să păcătuim mereu. Noi am fost robi ai păcatului. Așa spune Apostolul Pavel. A adus acest tablou cu un sclav și un stăpân de sclav. Dar el spune, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Păcatul n-a murit. Păcatul, stăpânul acesta, a rămas. Și va rămâne câte vreme Dumnezeu a murit. Dar am murit noi față de păcat. Slăviți să fie numele Domnului. Aceasta vrea să spună Apostolul Pavel. Noi am murit prin Domnul Iisus Hristos și a fost inclus în moartea Lui. Și noi suntem cei ce am murit față de păcat. Chiar dacă stăpânul de slav trăiește încă. Noi suntem morți față de El și noi nu mai suntem datori să ascultăm de El. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Să nu mai fim robi ai păcatului. Apoi spune în versetul 11, tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos. După ce am realizat că suntem morți, după ce știm lucrul acesta, spune, socotiți-vă așa. Socotiți-vă așa, pentru că așa ne socotește Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute să ne socotim așa. Deci în fiecare moment al vieții noastre să ne socotim morți față de păcat. Aceasta va asigura victorie în viețile noastre. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Apoi el spune să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădurilor voastre ca niște oneri ca nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșine. Pe voi înșine lui Dumnezeu din vii, ca vii din morți cum erați. Și dați lui Dumnezeu mădurilor voastre ca pe niște oneri ale neprihănirii. Și acum vă rog să ascultați capitolul 6, versetul 14. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, deci nu mai are putere păcatul, stăpânul acesta, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Dar nu înțeleg de ce. Deci păcatul nu va mai stăpâni asupra noastră, asupra mea, pentru că nu mai sunt sub lege, ci sunt sub har. Lege înseamnă că Dumnezeu îmi pretinde ceva. Dumnezeu îmi cere ceva. Sunt exigenți cu Dumnezeu care sunt sfinte, sunt drepte, sunt bune. Har înseamnă că Dumnezeu a făcut ceva pentru mine. Mântuirea este harul Dumnezeu. Iertarea este harul meu. Că Dumnezeu a realizat în locul meu. Lege înseamnă că El îmi pretinde să fac ceva. Har înseamnă că El a făcut deja pentru mine ceva. Și spune, căci păcatul nu mai stăpânea asupra voastră, pentru că nu mai sunteți sub lege, ci sub har. Dar când a fost noi sub lege? Dacă versetul acesta s-ar fi adresat numai evreilor, aș fi zis, ok, dar de ce este scris pentru noi? Pe de altă parte, Apostolul Pavel îi spune lui Timotei că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să muse, să îndrepte și să-L pregătească pe omul Dumnezeu ca să fie destoinic pentru orice lucrare bună. Deci cuvântul din Roman 7 este și pentru noi. Dar când am trăit noi sub lege? Noi n-am avut niciodată legea lui Israel. Legea aceasta a fost dată prin Moise izraeliților. De ce ni se spune aici? Căci noi nu mai suntem sub lege, ci suntem sub har și pentru că suntem așa, păcatul nu mai are stăpânire asupra noastră. Mai rar citim capitolul 7. Este vorba despre lege. Nu știți, fraților, că vorbesc cu un oameni care cunosc legea.
Că legea are stăpânirea asupra omului câtă vreme trăiește el, căci femeia maritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Dar dacă moare bărbatul, este deslegată de bărbatul ei. Dacă deci, când trăiește bărbatul ei, bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă, dar dacă moare bărbatul, este deslegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți a altuia, adică a celui ce a înviat din morți, și aceasta ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Căci când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor ațezate de lege lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roadă pentru moarte. Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ținea rob pentru că slujim lui Dumnezeu într-un duc nou, iar nu după vechea slobă. Deci, capitolul 7 ne spune că trebuie să murim față de lege. Aici Apostolul Pavel aduce un alt tablou. Și de data aceasta Apostolul Pavel ne aduce un tablou în care există o soție, o femeie căsătorită. Femeia este omul, este credinciosul, iar soțul ei este legea. Și apoi, mai târziu, spune că există un alt soț care se cheamă Hristos. Dar soția aceasta, omul, este căsătorit cu primul, care este legea. Și aici Apostolul Pavel spune, ne arată că femeia aceasta este oarecum nepotrivită. Nu poate să împlinească cerințele legii. Soțul acesta este bun, este legitim, este soțul ei, dar căsătoria lor nu este prea potrivită. El este exigent, el este drept, el este perfect, dar soția lui nu poate să împlinească tot ce cere el. Și soția aceasta ar dori să cărească cu un alt soț, care este Hristos, care este tot atât de exigent ca și legea, ba chiar mai mult, dar soțul acesta o ajută să facă, să împlinească aceste exigențe ale legii. Acesta este tabloul pe care aduce Apostolul Pavel. Dar el spune așa, noi toți credincioși, toți oamenii, trebuie să murim față de lege. De ce? Pentru că legea îmi cere să fac ceva pe propriile mele puteri. Adică din firea pământească. Și Apostolul Pavel spune, atâta vreme cât viața, cât resursele mele, cât energia mea vine din firea pământească, eu n-am să pot să fac niciodată voia lui Dumnezeu și n-am să pot să împlinesc niciodată cerințele Dumnezeu. Dar dacă mă voi pune sub ocrotirea lui Hristos, dacă mor față de lege, și atunci se rupe acest legământ al căsniciei, și intră în legătură, un alt legământ împreună cu Hristos, dacă sunt împreună cu Hristos, atunci Hristos trăiește în mine, El este sfârșitul legii și El este Cel ce împlinește porunca legii față de Dumnezeu prin mine, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Toată problema este cui aparține. Dacă rămânem în firea pământească și rămânem robi și păstrăm legea, energia noastră, viața noastră vine din propriile noastre energii, din firea pământească. Dacă ne plasăm în Hristos și dacă suntem în Hristos, morți față de lege, morți față de păcat, trăim prin Hristos, energia noastră, viața noastră vine din Hristos și Hristos împlinește legea prin noi în Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Apoi ajunge în capitolul 8. Și aici spune așa, așadar nu mai este nicio osândire, nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos și care nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământești, după îndemnurile Duhului. Și spune versetul 2, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Din nou, avem puțină dificultate. Pentru că acum nu mai vorbește despre păcat, nu mai vorbește despre moarte, ci vorbește despre o lege a morții și despre o lege a păcatului și despre o lege a Duhului de viață. Ce înseamnă această lege? Dacă vreți foarte scurt, am să vă spun ce înseamnă. Lege înseamnă ceva care se întâmplă în mod repetat în aceleași condiții. Și ca să înțelegem mai bine, este, luăm în exemplu legea gravitațională. Ori de câte ori lăsăm un corp să cadă, el va cădea pentru că este atras de pământ. Avem aici fizicieni, dar nu-i cazul să ne-o explice. Și dacă n-am auzit niciodată de Newton și de ce s-a ocupat Newton, legea aceasta noi experimentăm pe pielea noastră. Pentru că dacă lăsăm ceva să cadă, el va fi atras la pământ. Aceasta este legea gravitațională. Și legea înseamnă că ceva se va repeta când sunt acela. Ori de câte ori voi lăsa un corp, el va sigur va cădea, nu va pluti. Legea aceasta poate să fie învinsă, vom vedea cum. Ea poate fi învinsă, dar în mod normal, legea aceasta nu face nicio excepție.
Aceasta înseamnă lege. Și acum spune, înainte am vorbit în capitolul 6 despre păcat și acum vorbim despre legea păcatului. Ce înseamnă aceasta? Dacă un frate, dacă eu mă întâlnesc, de exemplu, la un grup și vorbesc de rău pe un frate, eu am făcut un păcat. Dar dacă de fiecare dată când eu mă întâlnesc cu alții, eu de fiecare dată vorbesc de rău pe frații, nu-i mai un păcat. Asta e o lege a păcatului. În mine găsesc este o lege. Eu de câte ori am ocazia să vorbesc de rău pe ceva, eu vorbesc de rău. Asta nu-i mai păcat. Asta nu-i mai greșeală. N-am mai greșit odată. N-am mai păcătuit odată. Ci o lege care se manifestă în mine. Este o lege a păcatului. Așa este cu legea morții. Ce înseamnă moarte? Moarte înseamnă neputință. Moarte înseamnă neputință dusă la extrem. Așa este și pe, din punct de vedere spiritual. Nu pot să fac anumite lucruri, nu pot să fac anumite lucruri. Și până la urmă, dacă tot nu pot, înseamnă moarte spirituală. Pentru că nu pot să fac. Și Apostolul spune aici, în adevăr, legea Duhului de viață m-a izbăvit de legea aceasta, de legea morții și de legea păcatului. Există o lege a Duhului de viață. E una să primești un pic de viață din Hristos și alta este să ai o lege, adică să se repete mereu și mereu. Să trăiești din Hristos și viața să vină din Hristos în mod constant. Domnul Iisus Hristos spunea lucrul acesta așa de frumos în Ioan, în Evanghelia după Ioan, capitolul 7, și vreau ca să îl citesc, spune acolo că era ziua de pe urmă, ziua cea mare de prasnic, când Domnul Iisus Hristos a stătut în picioare și a strigat și spune așa, în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a prasnicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, după cum spune Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care avea să-l primească cei ce vor crede în el, pe Duhul Sfânt, că nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese proslăvit. Deci, aceasta vrea să spună Domnul. Cei ce vor crede în el, din inima lui, vor curge râuri de viață vie. Adică, există o lege. Cei ce trăiesc în Hristos, în mod repetat, Hristos va fi izvorul vieții în ei. Tot ce va trebui să trăiască, vor trăi prin Hristos. Și cel mai mare lucru pe care noi va trebui să-l realizăm, cui aparținem? Aparținem firii pământești? Aparținem firii acestei adamice? Sau am murit față de aceasta și trăim pentru Hristos și ne tragem viața și seva din Hristos? Dacă trăim cu Hristos, dacă El trăiește noi, vom umbla după îndemnurile Duhului. Pentru că Duhul lui Hristos va fi în noi. Slăvit să fie numele Domnului. Legea Duhului de viață m-a izbăvit de legea păcatului și de a morții. Și oamenii au inventat și au făcut lucruri extraordinare să învingă forța, să învingă legea gravitației. Păsările au învins-o dintotdeauna fără să știe de Newton. Oamenii au făcut și au concepționat, au făcut avioane, au făcut rachete, au făcut elicoptere care înving. Mii de tone zboară în aer și înving această forță. Așa este și pe plan spiritual. Legea Duhului de viață, ceea ce vine din Hristos, învinge legea păcatului și a morții. Păcatul și moartea nu mai are puterea noastră dacă ne plasăm în Hristos, dacă trăim în Hristos și dacă ne extragem viața din Hristos. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Apoi, vom încheia doar citind ceva din versetul 5, unde spune așa. Într-adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, căci nu se supune lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Să ne rămână întipărit în mintea noastră lucrul acesta. Este versetul 8. Nu este un verset lung. Cei care sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Nu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă vom umbla și preocupările noastre majore sunt totdeauna preocupările firii. Sunt preocupările pământești. Preocupările firii pământești. Firea pământească este carnea aceasta. Este trupul acesta. Știți ce își dorește? Își dorește plăcere. Își dorește chefuri. Își dorește destrăbălare. Își dorește tot ce își doresc oamenii de afară care nu vin niciodată la Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta își dorește firea pământească. Duhul lui Dumnezeu își dorește pace, își dorește neprihănire, își dorește bucurie în Duhul Sfânt,